Salut! Avem ora 20 sau n-a? E trecut puțin de 8 și în calendar 21 iulie am constatat că avem o lună sau chiar mai puțin de o lună până în ziua când va începe perioada electorală pentru alegerile locale generale, cel puțin. Dar e posibil să fie și pentru anticipate la parlamentare, cel puțin, din nou zic, în unele circunscripții. A anunțat recent chiar prim-ministra Maia Sandu că nu doar că demisionează din funcția de deputat și se eliberează locul ocupat de ea pe circunscripția 50, diaspora, la fel a făcut și adjunctul ei în guvern, Andrei Năstase, și a eliberat locul de pe circunscripția 33, pentru că ei nu pot cumula, conform legilor moldovenești, nu pot cumula funcția de deputat cu cea de membru al guvernului. Și deci cel puțin două mandate s-au eliberat, iar încă mai recent, chiar mai ieri, și-a dat demisia un deputat ales dintr-o circunscripție din stânga Nistrului, tot în condiții neclare, incerte. Oricum e evident că cel puțin trei mandate s-au eliberat. S-ar putea să mai fie încă vreo două, că nu o să vină la ședințe nici Vladimir Plahotniuc, nici Ilan Șor, alți doi deputați aleși pe circunscripții în condiții ciudate. Așadar, e posibil ca pe 20 octombrie să avem nu doar alegeri generale, ordinare, întârziate, pentru consiliile locale, pentru funcțiile de primari, pentru consiliile raionale, dar s-ar putea să avem și alegeri pentru Parlament. Ceea ce înseamnă că avem o lună sau mai puțin de o lună să ne pregătim, să ne anunțăm intențiile de a candida. Eu deja din 2014 poate v-am obișnuit că sunt pus pe fapte mari, cel puțin pe vorbe și promisiuni, pentru că fapte nu pot să fac, până acum n-am deținut nicio funcție politică, chiar dacă am încercat. Până în 2014 am încercat la concursuri anunțate publice pentru funcții publice și au fost preferați alții clienți de partide. După 2014 am început chiar să candidez, când independent, când susținut cumva de partide. Dacă vă amintiți, am candidat tot la alegerile locale generale pentru funcția de primar general al capitalei, al Chișinăului de data asta, pentru că de vreo 2 ani jumate sunt mutat la București, dar acum alegerile locale sunt aici la Chișinău și eu mă aflu la Chișinău. Atunci am încercat să candidez independent, să strâng semnături, dar legea e atât de perversă, de nedreaptă, încât te obligă pe tine, candidat independent, să aduni cel puțin 10.000 de semnături în condiții mai rele, mai proaste decât în România, pentru că aici trebuie să ai un grup de inițiativă oficială înregistrat și numai acei oameni poate să strângă semnături pentru tine, care au prezentat copii de buletin și pe care i-a aprobat comisia electorală, nu neapărat centrală, ci cea de circunscripție, și numai pe formulare tip cu număr de înregistrare. Și încă mai rău, făcut și un regulament elaborat de CEC, nu-i scris în codul electoral, nu-i scris chestia asta, dar au făcut un regulament prin care doar oamenii care susțin persoana ca să candideze, doar acele persoane cu mâna lor trebuie să scrie în listele de subscripție chestia asta, și procesul ăsta devine nu doar foarte complicat, anevoios, ci chiar imposibil pentru un candidat independent onest, cum încerc eu să fiu de atâtea ori când candidez, fără bani, fără mafie, fără a trișa. Și pentru funcția de primar general capitalei, și pentru funcția de primar general, de exemplu, la Bălți, în alt oraș mare din Republica Moldova, și pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, unde trebuie 15.000 de semnături, tot în aceleași condiții strânse, foarte complicat. Deci, legea e atât de parșivă încât va fi, și a fost și data trecută, imposibil pentru mine să strâng astfel de semnături și probabil va trebui să accept mariajul de interes cu vreun partid. Data trecută a fost
Partidul Democrația Acasă, condus și acum, fondat de Vasile Costiuc, coleg al meu din Hyde Park altădată, coleg al meu cameraman de la Jurnal TV, am fost persecutați de poliție, de forțele de ordine în aprilie 2009. Acum văd că Vasile Costiuc a dat-o pe unionism, a apucat nu știu cum și de ce criza de unionism, chiar dacă asta n-are nicio legătură cu alegerile locale. Deci probabil și data trecută când a fost alegeri anticipate aici la Chișinău, a candidat chiar el la funcția de primar general, vă dați seama că a luat mult mai puțin decât am luat eu, împreună cu partidul lui sau al lor, că sunt încă vreo câțiva acolo pe lângă el. Dar mă gândesc serios dacă o să mă ia din nou în considerație Partidul Verzilor, de exemplu, sau cum se numește el la noi, Partidul Ecologist Verde. Cu ăștia aș candida la modul serios, pentru că avem platforme electorale, viziuni politice chiar compatibile, comparabile, pot să zic identice, cel puțin verzii europenii simpatizez la maximum și unii dintre verzii europeni mă simpatizează pe mine. Îmi amintesc că atunci când candidam la parlamentare, când candidam independent, tinerii verzii europeni au făcut o declarație de susținere a mea și eu am luat de vreo 10 ori mai mult decât partidul lor. Deci ar fi un interes pentru ei, poate, de data asta să nu mai propună pe liderul partidului lor sau pe Temir, ce alt membru de partid, candidat necunoscut, ci să accepte eventual oferta mea asta acum făcută publică, să accepte să candidăm împreună, eu pentru funcția de primar, eventual și primul pe lista pentru Consiliul Local, ei, eu știu, pentru consilii suburbii sau consilii raionale, în alte circunstanțe, încă nu se știe cum se vor desfășura acele alegeri, chiar dacă, ziceam, a rămas mai puțin de o lună, abia recent a fost numit președinte, vicepreședinte și secretarul Comisiei Electorale Centrale. Din partea guvernării nu s-a făcut niciun concurs, deci vor fi oameni de partid și nu se știe cum se vor comporta. Eu mă așteptam că o să facă rapid și o reformă administrativă, dar se pare că nu reușesc sau nu au interes și deci concursul se va da pentru aproape 1000 de primării și majoritatea primarilor din Republica Moldova sunt cu mâinile legate pentru că nu există autonomie financiară și nu există destui contribuabili în subordinea acelor oameni. Și acei oameni sunt cu mâinile legate și chiar dacă nu primarii decid cum se cheltuie banii, ci consiliile locale, dar sunt o grămadă de consilieri, mii de consilieri în Republica Moldova, la doar câte 2 milioane de alegători cât au mai rămas sau chiar mai puțin. Și în condițiile astea, dacă nu o să pot candida la primăria capitalei, pentru că nu pot să adun semnături independent, și dacă nu o să mă vrea vreun partid credibil, cum ziceam că ar fi Partidul Verzilor sau mai era un partid acolo, am uitat cum îl chema, care nu s-a implicat încă până acum niciodată în campania electorală, dar pare serios, e misterios cum a fost creat acel partid, dar ca platformă părea bun. În așa situație și în condițiile în care nu s-a aplicat legea aceea despre statutul Chișinăului și nu se vor face alegeri pentru sectoare, de exemplu, ci doar primar general și primar prin suburbii, voi fi nevoit probabil să candidez în suburbii, în vreun oraș prin care am locuit. Am locuit și la Durlești, am locuit și la Trușeni. Trușeni încă nu are statut de oraș, dar deja e foarte mare încât seamănă cu un oraș. Sau iată aici, pentru că acum stau pe lângă Rășcani, aș putea să candidez la Stăuceni sau la Grătiești, unde a fost taică-meu student, a învățat când era tânăr de vârsta mea, sau mai tânăr ca mine, că acum eu deja am vârstă înaintată. Totuși, mai degrabă mă tentează să candidez pentru parlamentare, dacă, așa cum a zis Maia Sandu, alegerile vor fi comasate. Iată-mă, deci, cumva în fața voastră, a dumneavoastră, a potențialilor susținătoare sau critici ai mei, să știți că o să am nevoie și de data asta de voi. Deja azi am fost la microfonul liber în parc și discutam cu oamenii, cu colegii mei din Hyde Park sau de pe lângă Hyde Park, beneficiarii microfonului liber, oameni care au venit acolo, că ar trebui peste o lună să ne organizăm și să facem grup de inițiativă.
Dar până atunci va trebui și să decid unde candidez, că nu pot să mă las, nu pot să nu mă implic în viața politică, pentru că, cum zic unii, au venit anoștri, acum trebuie să-i ajutăm. Bun, îi ajutăm. Eu am încercat chiar să candidez cu ei împreună la alegerile parlamentare generale și m-au ignorat. Acum nu văd să se facă concursuri publice la care eu să pot candida. Pentru CCA nu se fac concursuri publice chiar dacă ar fi cazul, pentru că încă nimeni nu și-a dat demisia. Pentru CEC nu s-a făcut concurs public. Pentru Procuratura Generală și CNA nu pot să candidez că nu întrunesc condițiile necesare. La Teleradio Moldova sau pe unde mai e, Consiliul acela de, pentru asigurare egalității, unde am candidat altă dată, încă nu s-a anunțat concurs, deci sunt nevoit să candidez, să mă implic în viața publică sau să îmi arăt deschiderea, dorința de a mă implica. 60 de oameni se uită la mine, semn că probabil îi interesează ce voi decide sau cum mă voi consulta cu voi și cum mă veți convinge să candidez. Fac transmisiunea live de pe telefon și dacă sunteți și voi pe telefon și țineți telefonul așa, în poziție orizontală, puteți să intrați cu mine în direct și chiar în clipa asta activez butonul ca să fie posibilă chestia asta. Dar o să citesc acum de pe computer eventualele întrebări sau comentarii ale voastre ca să le răspund. Așa că îndrăzniți, ori scrieți comentarii și eu promit să le citesc acum de pe laptop. Ori chiar apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului mobil ca să intrați cu mine chiar în direct, dacă aveți curaj să mă înfruntați sau să comunicați cu mine în văzul lumii. Acest video, precizez, e public pe pagina mea de Facebook, Oleg Brega, candidat independent. Aș putea, ziceam, să accept mariajul cu vreun partid, aș putea chiar să devin membru al acelui partid, dacă e posibil, dacă îmi permite statutul și dacă suntem compatibili programatic. Dar deocamdată rămân cu ideea de a candida independent, pentru că vreau să încurajez și pe alții. Eu nu țin neapărat să ajung în funcții publice, dar cred că democrația astfel se face cu implicarea, cu participarea cetățenilor. Și participarea trebuie să se facă așa, implicându-te în viața politică. Candidând, susținând pe altcineva și eu, dacă aș găsi pe cine să susțin, eu știu, mai ales vreo femeie, vreo persoană nouă în politică, credibilă, curajoasă, aș susține, aș participa în grupul de inițiativă. Și ați văzut că și atunci când candidam la primăria Capitalei acum 4 ani, am susținut foarte multă lume, a putut să candideze și John Onoja, l-am ajutat să strângă semnături. Se pare că încerca să strângă semnături și Domnica Cemortan, v-a amintit și băiatul acela cu boala fluturașului Eugen Brad, l-am ajutat, a reușit să strângă semnături și chiar a candidat omul și a fost relativ bine votat. Deci, dacă o să apară astfel de oameni, o să-i susțin și dacă apare cineva mai curajos, mai competent, să zic așa, decât mine, o să susțin cu mare plăcere și o să încercăm să facem politică de la firul ierbii cu politicieni împinși de jos. Dar dacă o să fie cazul, ne implicăm și în alianțe, de exemplu, blocuri, cu vreun partid serios sau cu niște partide serioase. Văd că colegul acum doar voluntar la Curaj TV, care e emigrat de vreme în Polonia, Valeriu Gușan, vrea să vorbească cu noi și uite-l, e alături. Noroc. Salut! Eu, un moment tehnic, din tăi să fac un anunț la cei care au pornit live-ul de la bun început și Oleg a anunțat că sunt omuleții verzi. Omuleții verzi nu apar, din păcate, trebuie să deconectați, pe urmă să reconectați după momentul cel care el o dat accept. Am înțeles. Ori trebuie... îl conectezi de la început, că să apară de la început, altfel nu apare. La mine nu apare, după ce tu ai spus că apar omuleții, nu apare eu și am fost nevoiți. Înțeles, dacă tu erai prin primii 10, prin primii 16 spectatori, am văzut. Așa că... Ok, deci după ce am activat butonul acela, atunci a început să apară omuleții verzi la cei care au intrat în live-ul ulterior. Da. Clar, mulțumesc pentru precizare. Totuși, dacă vrei să da, zici despre...
Alegeri. Eu am vrut să mă implic în alegeri locale la mine la Sângera. Am vrut să candidez în calitate de consilier local. Nu vreau ca primar, deoarece nu am nici capacități, nici dorință, nici în general consider că primarii ca primari trebuie să dispară. Trebuie să fie localitatea condusă de consiliu, da? De câți sunt acolo? 12, 20, câți consilieri sunt. Primarii este o funcție care trebuie de lichidat, după părerea mea. Mă rog. Însă m-am descurajat, am vrut să particip pe listele blocului acum, adică pe lista partidului PAS, mai bine spus. Nu mi-a plăcut un moment, ministrul Brânzanu a anunțat mărirea de prețuri fără să anunțe măcar o aluzie la mărirea de salarii și venituri la populație și nici nu mi s-a părut o leac urât. Și m-am descurajat, am spus ca să candidez mai bine singur. Numai că când am văzut singur, legea care e la moment care este, trebuie să colectez pentru mine, ca candidat independent pentru Consiliul Local, trebuie să candidez 200 și ceva de semnături, ceea ce mie n-am să-mi reușească. N-am să reușesc în acest... Problema trebuie să iarăși cu IDNP-ul și la legea, așa spune, nouă, care este acum în vigoare. Că trebuie de colectat semnături cu datele din IDNP. Eu mie n-am să-mi reușească. Eu am încercat să strâng semnături atunci eram cu tine și puțin mi-a reușit că, când am candidat. Câte am strâns eu? Mă zic, 50, 60, nu mai țin eu minte câte am strâns. În aproape o lună. Dar faci un grup de inițiativă, nu strângi doar tu personal, individual. Nu știu, nu cred. În orice caz, nici n-am să-mi reușească. Dacă a fost legea cei vechi, care pur și simplu distrâns semnături fără datele de DNP, șansele încă mai erau mai mari, putem să reușesc. Așa că m-am descurajat și nu prea îmi doresc deja să mă implic în alegeri. Așa că asta e opinia mea că, și nu știu dacă ea să reuș o să vrea să modifice lecția, cum i-a spus că ei vor să o îmbunătățească. Asta a anunțat Maia Sandu. Dar îmbunătățirea ce prevede? Coborârea pragului electoral. Deși n-am văzut niciun punct pentru asta. Doar o discuție cu Marian Radu, actual deputat, care a spus că el tot este pentru coborârea pragului electoral de la 6 la 4% pentru partide, pentru candidați independenți de la 2 la 1. Dar nu știu, poate el ar dori, dar nu știu dacă să întrunească numărul necesar de voturi și dacă va fi inclus punctul ăsta în proiectul de legi. Că asta i-ar dezavantaja pe ambele blocuri, spunem așa, și pe SRM și pe acum. Că ei au rating și lor nu le-i convenabil să intre în Parlament alte partide cu 3-4%, da? Eventual. Mici, spunem așa. Așa că nu cred că ei or să coboare plagul electoral, nu cred că o să scoată bariera asta de colectarea semnăturilor cu datele de IDNP. Nu știu, ei am us, cum spune, na caneah, în limba rusă, acum. Oricum, eu cred că alegerile locale se vor desfășura conform legii vechi, pentru că nu s-a schimbat nimic. Sistemul cel mixt electoral s-a băgat doar pentru Parlament, nu pentru alegerile locale. Dacă o să mai intervină ceva, Parlamentul o să intervină următoarele 10 zile, pentru că pe 31 iulie se termină sesiunea parlamentară de primăvară-vară. Și probabil doar noua componență a Consiliului sau a Comisiei Electorale Centrale poate să modifice regulamentul acela, dacă o să fie cazul. Dar putem face ca Ilie Rotaru, care am auzit, iată, am vorbit azi cu el la microfonul liber, a încercat să candideze acolo la europarlamentare în România, a strâns 10 sau nu știu câte semnături și după aceea a dat statul în judecată pentru că îl obligă să adune ca independent 100.000 de semnături. Deci putem face așa, crea un precedent, da, în judecată, după aceea merge până la CEDO sau sesiza Curtea Constituțională, dar deocamdată nu avem o Curte Constituțională, să o sesizăm că ni se încalcă dreptul de a candida. Degeaba scrie acolo că dacă ai 25 de ani poți să candidezi la primăria capitalei, dacă iată îți spune 10.000 de semnături Dar pentru. adunate pe liste și tot așa, cu IDNP și cum zici tu. Dar și într-un Adică fel fac sau în altul, aproape imposibilă. candidați independenți nu au nicio șansă să. Adevărați independenți care n-au susținere a oligarhilor din spate. Deci n-are șansă noi să candidăm. Dar eu, pe de o parte, înțeleg. Pe de o parte, eu vreau ca tu să candidezi independent. Pe de altă parte, înțeleg o eventuală colaborare cu un partid sau cu un bloc. Eu m-am pomenit și eu în situația asta ta. Da, mai am scăparea că ei bagă în aceeași zi alegerile anticipate.
cu cele generale locale și atunci mi-e ușor să candidez pentru Parlament. Nu știu dacă mi-e ușor, că să vedem câte semnături o să trebuiască să adune independentul pentru Parlament. Dacă ei oricum anticipatele le fac pentru Circumscripții, circumscripții, deci în oricum baza șefii numitului. parlament. Deci oricum 500 de semnături trebuie să strâng pe orice circumscripție. Da. Și oricum nu e ușor, că ai văzut că ne-au brăcuit 200 de semnături asta iarnă. Putea să brăcuiască 250 semnături și nu eram înregistrat. Bine, cam asta am vrut să spun. Da, mulțumesc, Valeriu, pentru Seară participare. plăcută. Deja 100 de oameni se uită la noi. Iată, nu mai sunt singur, ci vorbim în doi. Puteți să vorbiți și voi la fel ca Valeriu dacă apăsați pe butonul verde din partea de jos a ecranului, iar dacă nu vă apare pe telefonul mobil în partea de jos a ecranului un buton verde cu doi omuleți, atunci, cum a zis Valeriu, opriți transmisiunea și mai porniți o dată restartat, iată cum face Sergiu Serghei Bos, ca să intrați cu mine în direct și să comentați unde să candideze Brega, cu ce partide să accepte mariaj, în ce condiții, sau doar independent până în pârnzele albe, pentru că asta e soarta mea, să promovez independența. Am apăsat să intre Sergiu Bos, dar văd că nu reușește, poate că nu știe unde și cum să apese, dar asta e problema lui. Na, v-am mai spus de atâtea ori, trebuie să fie telefonul neapărat în poziție orizontală și trebuie să acceptați rotirea automată a ecranului. Și după aceea apăsați butonul verde din partea de jos ca să aderați cu mine la discuție. Dacă nu, doar scrieți comentarii și iată, eu încep să citesc comentariile. Nu citesc saluturile și laudele, o să citesc doar comentariile și întrebările raționale. Iată, de exemplu, încep cu una incomodă. Ion Gobjilă zice, așa primari nu avem nevoie. Ba, eu cred că ați avea nevoie de un primar onest, care nu se lasă corupt și care nu se teme de mafii și care are grija pietonilor, grija parcărilor, grija bicicliștilor, că până acum primarii s-au arătat interesați doar de cei cu mașini, pe când majoritatea locuitorilor capitalei și a vizitatorilor capitalei suntem pietoni și avem în primul rând dreptul ăsta. Cei care vâjii trec pe aici prin capitală cu mașinile, poate nici nu locuiesc aici, dar nu există centură de ocolire și atunci sărmanii sunt nevoiți de la Basarabiasca spre Briceni să treacă prin Chișinău de nevoie. Am mai cerut cineva să participe cu mine în dialog. I-am dat accept, dar văd că omul nu poate să intre. Și repet, poate fi din motiv că nu sunteți cu telefonul pe orizontală și de asta nu vă acceptă. Deci eu transmit pe orizontală și voi trebuie de pe orizontală să intrați cu mine. Altfel, dacă stați pe verticală, nu o să vă primească. Cu Moldova, ce se mai aude? Ion, astfel de întrebări mi se par idiote, da? Caută pe Google, caută la știri ce se mai aude în Moldova. Nu ne întrebați pe noi că nu suntem crainici prezentatori de știri. Noi suntem activiști civici, artiști, comentatori, eventual candidați politicieni amatori. Și de la astfel de oameni nu te poți informa. Da? Ce se mai aude? Întrebați rudele din sat să vă povestească. Dar nu ne întrebați pe noi ce se mai aude, că nu o să ne apucăm acum să-ți povestim ce se mai aude. S-auzea până adineauri zgomote aici afară și mă gândeam că nu o să pot face discuția aici cu voi. Dar am închis geamul, noroc că a fost inventat termopanul și așa că poate să tune afară și nu se mai aude. Un polițist de patrulare a fost prins în flagrant în timp ce primea 1.000 de lei mită de la un șofer care a urcat fără permis la conducere. CNA a pornit urmărire penală pe acest polițist și riscă 10 ani de închisoare. Filat că a fost implicat în furtul miliardului ST, 9 ani. Dragnea tot pentru escrocherie, 3 ani, precizează Tudor Sârghi. Iar eu mai precizez că Șor, de exemplu, care pe lângă faptul că i-a dat mită lui Filat 250 de milioane, dar el a și furat câteva miliarde. Poate că a participat și la laundromat la spălarea de miliarde prin băncile pe care el le administra. El a luat numai 6 ani de închisoare. Deci vă dați seama ce minune de justiție avem noi. Și tot justiția de la Orhei, care l-a condamnat pe Gheorghe Petic, l-a băgat pe nu știu câți ani la închisoare, recent i-a dat 7 ani de închisoare unui tânăr
în scaun cu rotile, cu doar un deget sau două degete, deci cu dizabilități și mentale și fizice, care cică l-ar fi violat sau i-ar fi făcut perversiuni sexuale unui adolescent de vreo 13-14 ani care se ocupă cu arte marțiale, trântă, karate, nu știu ce. Cum a putut justiția de la Orhei să creadă scenariul ăsta și cum a putut să fie atât de generoasă cu 7 ani de închisoare pentru acel personaj neajutorat pe care dacă îl bagi la pușcărie, îl condamn la moarte? Iată ce minuni face justiția de la noi. Aș vrea să colaborez cu blocul acum. Ion Chitoroagă, am vrut, am dovezi că astă toamnă am încercat să colaborez cu ei. Nu m-au vrut. Din contra, mi-au băgat-o pe Maia Sandu pe circumscripția în care deja am început eu să candidez pentru că ei nu mi-au dat niciun răspuns. Probabil nu suntem compatibili. Eu nu pot să mă bag acolo pe geam. O să mă bag dacă o să facă concursuri undeva la funcții publice la care eu să pot concura. Dar deocamdată n-au anunțat niciun concurs. Ei au o lună de când guvernează și încă n-au anunțat niciun concurs de funcții publice la care să pot candida și eu. Unde vrei să candidezi? Întreabă Ghenadi Nebunelea. În Republica Moldova, pe 20 octombrie, avem alegeri generale locale pentru 990 de primării, inclusiv Primăria Chișinăului, inclusiv Consiliul Municipal Chișinău. Și deci mă gândesc aici, în capitală, să candidez. Sau vor fi anticipate parlamentare pe cel puțin vreo 3 circumscripții, care mă interesează. Circumscripția 50, unde am mai candidat, eram 13 candidați, dar nu știu de ce alegătorii, ci că luminați, emancipați din Europa, au preferat să o voteze în proporție de peste 80% pe Maia Sandu. Circumscripția 33, unde a candidat Andrei Năstase și l-a bătut pe Țuțu, eram gata să candidez și eu tot acolo, neștiind care de gând să candideze Andrei Năstase. Și mai e o circumscripție din Transnistria. Nu cred că o să mă bag să candidez în Transnistria, dar pe circumscripție 33 sau 50 sunt gata să candidez dacă nu găsesc vreun partid care să mă propună la funcția de primar general al capitalei. Eu, independent, nu pot să candidez la primăria Chișinău pentru că îmi trebuie, am zis, 10.000 de semnături în condiții draconice, ireale pentru un independent onest, fără bani. Eu, de regulă, merg cu buget zero, contez doar pe muncă voluntară, pe oameni cât se poate de corecți, onești ca mine. Tudor Sârghi zice, Dorin Chertoacă se laudă că va candida la alegerile locale în funcție de primar al capitalei și este sigur că va câștiga. Dorin Chertoacă a candidat și în circumscripția 32 sau 22 sau nu știu cât era acolo în jurul Chișinăului și n-a făcut nicio brânză, dar la fel se lăuda și Serafim Urechean când a vrut să candideze din nou la primăria capitalei și a luat cam cât mine. Da? Urechean cu milioanele lui de la PLDM, de la mafie, de pe unde era el, a luat cam cât mine. Deci să ne lase în pace și Dorin Chertoacă și Serafim Urechean. Ambii au guvernat capitala dezastruos câte 11 ani fiște care ajunge. Vine Brega să facă piste biciclistice, transport public gratuit și toată lumea să fie tentată să lase mașina la marginea capitalei unde vor fi parcări mari, gratuite sau cu preț simbolic, și să urce în transportul public, să circule pe bandă dedicată pentru transportul public, gratuit dintr-o parte în alta a orașului, să-și rezolve problemele, după aceea să întoarcă să-și ia mașina și să ducă la Durleș, la Trușeni, la Căușeni, la Ghizdita, la Pepieni, să se ducă cu mașina sau tot cu transportul public, dacă va funcționa la fel de bine ca în capitală. Am auzit că Luxemburgul, de exemplu, a asigurat tot transportul public să fie gratuit, ca oamenii să fie încurajați să meargă cu transportul public și să nu iasă câte unul, un șofer și cu un Land Cruiser sau cu un Temir, cei mașinoi, care și poluează și ocupă loc în trafic și n-ai unde să-l parchezi. E plin orașul, e sufocat orașul de parcări neautorizate, de mașini parcate în intersecție, peste tot. Nu poți merge cu căruciorul, nu poți merge pe jos, nu poți merge cu bicicleta, că sunt peste tot mașini parcate în toate marile orașe, mai ales în capitale. Șeful adjunct al Poliției Capitale, Silviu Mușuc, a demisionat, plecând cu o avere uriașă, având o vilă luxoasă. Tudor Sârghi, eu nu candidez la CNA, nici la Procuratura Anticorupție, să se ocupe de asta organele de drept.
Când mai spun unii, îmi comentează și pe YouTube. Brigă, dar de ce nu filmezi mafia? Băi, de mafia se ocupă CNA, procuratura. Eu, om de rând, cu buget minim de sărac, mă ocup de oamenii săraci ca mine, care fac posibilă existența mafiei. Dacă nu am fi noi atât de lăsători, de încălcători de legi, de toleranți la corupție, n-am fi avut așa guvernare, cu Șor, cu Plahotniuc, cu Chertoacă, cu Ghimpu, cu Iura Roșca, cu Filat, cu toți impostorii ăștia. Dacă n-am fi fost noi ignoranți, n-am fi avut o astfel de guvernare. Cam asta e lista comentariilor. Văd că altele nu sunt. Doritori de a participa cu mine în dialog nu mai sunt. Amintesc dacă nu mă sunați pe Viber, vă rog, ci doar pe Facebook, de pe telefonul mobil, în poziție orizontală, în partea de jos a ecranului, găsiți un buton verde cu doi omuleți. Asta înseamnă că îmi dați mie un semnal că vreți să vă accept în dialog cu mine și să participați cu camera. Sau comentați. Comentați aici text și eu o să citesc. Dacă e un comentariu pertinent, chiar o să dau replică. Dacă e o întrebare, o să răspund. Dacă nu, nu-i bai, închidem și vorbim data aviatoare, cum zic frații mei glumeți de la București. Mulți spun că Plahotniuc a pregătit ceva. Ce ar putea pregăti, după părerea ta, în condițiile în care avem deja guvernare? Întreabă Ion Chitoroagă. Nu sunt psihiatru expert în minți criminale. Și ăsta poate pregăti orice. Eu m-am mirat că el a cedat așa de ușor puterea, că a plecat, a demisionat și toți ceracii lui în felul ăsta. Mi s-a părut o revoluție de catifea prea fină. Și în mod sigur, sub traista asta de catifea s-a ascunde un bolovan, o măciucă, un buzdugan care, când o să ne trăsnească, o să vedem stele verzi, ceva de felul ăsta. Dar nu mă pricep ce pregătește. Azi am văzut, aseară am constatat că apare eroare la televizor. Mol Telecom, hop, îmi dă o eroare și îmi face trimitere la un canal de YouTube sau la un video, nu știu ce. Zic, ce faceți, bă? I-am sunat azi la 1181 și au zis că, păi trebuie să băgați cablul nu în slotul 3, dar în slotul 4. Păi, dar cum, până acum am mers în 3 și acum trebuie în 4? Mie îmi pare că Mol Telecom face o diversiune. Ca foarte multă lume care nu știe unde să sune, care nu se pricepe, să creadă că e o problemă provizorie și vreo lună așa să nu se mă uite la televizor, dacă s-a abonat la Mol Telecom. Nu-i deloc de mirare dacă Mol Telecom face chestia asta, pentru că, amintiți-vă, ce canalii stau primele pe telecomandă când intri la Mol Telecom să te uiți la televizor. Patru primele sale lui Plahotniuc. Chiar și televiziunea publică, întreținută din banii tuturor, e abia a cincea în ordine pe telecomandă. La Mol Telecom, tot televiziune, tot canal, serviciu de cablu de stat, cu monopol de stat sau cu majoritate, cu capital majoritar de stat. Deci e clară o diversiune. Dar cine se ocupe de chestia asta? Avem o grămadă de structuri de stat care trebuie să vegheze, avem SIS-ul sau cine se mai ocupă, dar n-are cine. Și guvernanță vedem că se ocupați de altceva. Andrei Năstase, de exemplu, vicepremier și ministru de interne, el se ocupă să interzică lui Vadim Ungureanu să intre la ședințele Inspectoratului General de Poliție. Hai de capul meu. Ăsta dacă ajungea în locul lui Chertoacă, avea să mă amenință ca Chertoacă. Când dă cu trepiedul în cap, avea să mă scoată afară din primărie, să amenință că mă bate. Eu tare mă tem că Andrei Năstase, dacă ajungea în funcția asta și dacă va candida pentru primăria Chișinăului și va ajunge primar de capitală, eu mă tem că nu va fi deloc mai bun decât Urechian și decât Chertoacă. Mă tem că are pregătiți oameni care să preia schemele lui Chertoacă, tot așa să preia toate rutele de microbuze, să bage panouri de publicitate cum Chertoacă i-a dat firmă lui Fratisu și monopolul lui Fratisu, sau oameni care să bage gherete prin toate parcurile, zic că noi o să luptăm cu gheretele. O scos gheretele și au băgat pe ele lor. Fai de capul meu, acum în parcul central am văzut din nou, nu-i gheretă, e un autobuz. E un microbuz acolo, eu vopsit geamurile și l-au făcut gheretă, lângă Patria, în scoarul Europei, unde Chertoacă își prezenta raportul de activitate dezastruoasă în fiecare an și mă duceam și îl fluieram uneori și îmi săreau moldovenii
în cap. Oh, cum poți cu băiatul nostru, cu Sorbonel, că a făcut Sorbona la București. Of, nație, dacă sunteți voi așa, așa vă sunt și politicienii. Când o să vă schimbați voi, o să se schimbe și politicienii. Ne merităm unii pe alții. Ce părere ai de partidul nostru? Lasă-mă, te rog, atășează ăsta. Munteanu, Valeriu Munteanu, de la Floreni, tot din Cirace, Lucchiertoacă. A recondiționat, i-a schimbat culoarea, parfumul și frizura partidului care era, se pare, ca lui Anatol Petrencu, partidul, eu, Acțiunea Europeană, sau nu știu cum se chema el. Acum o să numească USB, Uniunea Salvați Basarabia. Și tot partidul unionist. În ajunge alegeri locale, ce să faci cu un partid unionist în alegeri locale? Și nu sunt prea multe partide unioniste, deja sunt vreo 7, vreo 10. Eu tot sunt unionist, dar nu țip în gura mare și nu cred că trebuie făcut partid pentru chestia asta. Iată, eu am făcut unire, eu trăiesc la București, toți frații mei sunt în România, sau toți frații mei au învățat în România, cel puțin. Unii au plecat dincolo de România. Eu filmez în fiecare săptămână, ba de partea asta a prutului, ba de partea cealaltă a prutului. Chiar unii din spectatorii mei nici nu înțeleg din care stat românesc e video acela. Pentru că sunt cam asemănătoare, sunt la fel de corupte ambele. Dar eu nu strig în gura mare despre unii. Eu strigam când era interzis, când pentru asta stătea la pușcărie. I-a întrebat-l pe Voronin în 2007, în 2008. De câte ori am stat închis pentru unire? Dar acum, când e voie de la mafie, de peste tot, nu mai vreau să fac paradă de unire. Și partidul nostru tot nu mă interesează. Mai ales că ei au candidații lor. Oleg Brega, eu vreau să-ți spun. Tu ai perfectă dreptate aici, fiindcă la noi în țară parchează mașinile și blochează trotuarul. Orice persoană cu dizabilități sau cu nevoi speciale nu poate să meargă pe străzi și apoi și cărucioarele cu mămici tot nu pot să treacă pe trotuar. Și eu aici sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc, Marcel! Da, despre asta vorbesc, că orașele, mai ales cele mari și mai ales capitala, sunt acaparate de oamenii cu mașini. Și oamenii ăștia poluează, ocupă loc în trafic și locuri de parcare ocupă. Oamenii ăștia trebuie încurajați să meargă cu bicicleta, că e sănătos, ca Brega. Ia uitați-vă, arăt eu la 45 de ani, mult se miră. Pentru că mănânc sănătos, mă plimb cu bicicleta. Pe când voi zaceți în mașini, după ce zaceți în fața computerului, după ce zaceți în fața televizorului, după ce faceți sluji în fața șefului și așa, la vârsta mea, deja vreți pensie, nu? Dar eu abia vreau să încep să fac activități, vreau să mă bag în politică. Haideți să luptăm împreună. Mi-a plăcut filmul realizat de tine, Masacrul de acasă, zice Vasea Hâncu. Mulțumesc. Am lucrat un an cu frații la el. Îl puteți găsi acum peste tot, pe Facebook, pe YouTube, căutați Masacrul de acasă, film de frații Brega și o să-l găsiți și fiți în miile următoare care privesc filmul gratuit. Deci iată o metodă nouă, nefăcută de alții, toți fac filme pentru televiziune, pentru vânzare, pentru festivaluri. Dar Brega, așa cum vrea să se facă politică, face filme pentru oameni, pentru public. Cum l-am făcut, cum i-am dat drumul pe internet, priviți-l, oameni buni, dați-l mai departe. Pentru că îmi pasă, pentru că vreau să influențez oamenii spre bine. Nu vreau să fac să câștig bani, averi din asta. Tu ce pașaport ai, Alexander Todos? Ce întrebare e asta? Am un pașaport, cum îi zice, Bordeaux. Te-am lămurit? E ca așa pașaport am eu, Bordeaux. Cum era cel sovietic. Primul meu pașaport era sovietic, Bordeaux. Și cu el am călătorit prima dată în Italia în 95. Deci întâi am văzut Marea Adriatică, Marea Mediterană, după aceea am văzut Marea Neagră la Constanța. Am câștigat un concurs televizat, că altfel nu mai ajungeam eu la Roma și la Veneția. Dar am văzut cum plecau primii migranți din autobuzul cu care am plecat eu, un shopping tour, jumătate ne-am întors acasă, altă jumătate a rămas pe drum, în Austria sau pe unde am trecut noi. Deci așa pașaport am, Bordeaux. Două am, unul e moldovenesc și unul
Românesc. Ia, cineva vrea să intre cu mine în dialog, să vedem dacă reușește. Nu, a plecat, nu-l mai văd. Nu știu cum a fost, de ce a făcut omul așa. Apăsați butonul verde din partea de jos al ecranului dacă vreți să intrați cu Brega în dialog. S-ar putea să fie probleme tehnice care nu depind de mine dacă nu reușiți să intrați. Totuși, vă recomand, dacă sunteți pe telefonul mobil, doar de pe telefonul mobil se poate intra cu mine în dialog, să-l țineți în poziție orizontală, să acceptați rotirea automată a ecranului și să apăsați pe butonul verde din partea de jos a ecranului. Deci da, am două pașapoarte Bordeaux, unul românesc, pe care nu prea îl folosesc pentru că pot trece granița Prutul și chiar în Europa pot ajung și cu buletinul românesc, dar și unul moldovenesc l-am făcut ca să pot vota la Iași astă iarnă când am candidat pentru diaspora. Spune-ne ceva de usate. Nu mă întrebați despre usate, nu știu nimic și nici nu mă interesează. De ce mă întrebați de usate? Se pare aberant când văd și pe Mocanu și pe alții întrebați, spune-mi de celălalt. Ce să-ți spun? Spuneți voi dacă știți ceva. Eu ce să încep a face premoniții, ce-o visă, oracolul de la Pepeni? Sau să dau caracteristici cui? Lui Usate, Renato Usate? El e cam de vârsta mea sau chiar mai tânăr decât mine. Dar nu l-am întâlnit niciodată. Poate l-am întâlnit, era printre gopnicii cei de la Bălți, când eu făceam sport și mă duceam la cămin, la competiții, la sfârșitul anilor 80 și el era printre gopnicii cei, nu știu. Dar altfel nu știu cine e Renato Usate. Nu mă întrebați de el. Dar ce părere ai? Cu ce partid ai putea candida, Serghei Bos? La început de transmisiune live am zis, aș putea candida cu partide noi, necompromise. Am zis că chiar mă interesează platforma și aș vrea să particip cu Partidul Verde, ecologist din Republica Moldova, dar tare mă tem că ei sunt atât de conservatori încât o să facă precum data trecută. M-au chemat boșii lor, axacalii, mi-au pus tot felul de întrebări și după care au decis că probabil nu sunt bun, sunt prea verde, prea ecologist pentru ei și l-au propus pe președintele partidului și a luat de 10 ori mai puțin decât mine. Grupul de data asta poate să mai interesat să aibă un scor mai bun electoral, pentru că din acel scor electoral le vin lor bani la partid. Poate platforma sau mișcarea antimafie vrea să mă propună la primărie capitalei. M-ar interesa. Grupurile sociale care au cel mai mult nevoie de mașini sunt persoanele cu dizabilități și pensionarii. Aceste grupuri au cele mai puține mașini. Transportul nostru public este sau ar trebui să fie gândit ca să fie accesibil pentru persoanele cu dizabilități, cu scaun cu rotile, pentru bătrâni, să aibă platformele alea jos, ușor de pășit, de pe bordură, direct în trolebuz sau în autobuz. Și deci acele persoane să nu aibă nevoie de transport personal, iar dacă au nevoie de transport personal, să le fie permis, să aibă un permis de acces pentru persoane cu nevoi speciale. Da? Iar pentru ceilalți să fie taxe de acces cu transportul privat în Chișinău. Doar rezidenții din centru și aceia poate ar trebui să plătească niște taxe pentru mașină dacă o țin în drum. Persoanele cu dizabilități și gata. Restul, transportul public, bicicletele, pietonii să fie în centru. Tkaciuc vrea să revină în politică. Să revină sănătos. Văd că mulți revin în politică. Foarte bine. Cât mai mulți concurenți, cu atât mai multă alegere va avea omul, cetățean, alegătorul și alegătoarea. Ce așteaptă procuratura? De ce nu insistă în fața majorității parlamentare scoaterea imunității celor din PD care se fac vinovați? Ion Chitoroagă. Procuratura deocamdată nu are conducere nouă. Chiar dacă procurorul general și-a dat demisia, în locul lui a venit acela Igor Popa, care era zbirul mafiei și aici la Rășcani și după aceea la Procuratura Municipală. Deci la procuratură nu s-a schimbat nimic. Ce vreți să facă procuratura? Iar pentru CNA abia s-a tras linia și s-au anunțat cei 10 candidați pentru șefie CNA. Și încă nu se știe dacă vor trece, pentru că e posibil să facă precum la...
Nu țin minte în ce funcție și când au zis că toți candidații nu sunt buni și au respins toate candidaturile. Curtea Constituțională sau Curtea Supremă de Justiție, îmi pare că. Păi tu susții cu România, de ce nu pleci la România, frații tăi cu frații tăi și tu mereu faci zarvă și prin oraș, zice Alexander Todos. Eu locuiesc de 2 ani jumate la București. Mă duc în România ca acasă și mă simt acasă în România. La București am făcut facultate din 95 până în 99. La Iași am făcut masterat din 2006 până în 2009 sau 2010 când mi-am luat, cum se numește ce? Disertația. Dar la fel de bine și acasă mă simt și la Pepeni Sângerei, și la Bălți, și la Durlești, și iată, la Chișinău, în capitala celui de-al doilea stat românesc. Nu mă trimiteți, că și cei de România, când văd videouri filmate pe acolo în România, du-te la tine în Basarabia, mă duc unde vreau pentru că sunt om liber și nu mă trimiteți voi unde vreți. Și candidez unde vreau și unde pot. O să candidez și în România, candidez și în Republica Moldova, până se va face unirea. Domnul Brega, de ce pe timpul comuniștilor făceai greve, iar pe timpul lui Plahotniuc ați trecut? Cum am trecut, băi? Am făcut de-a proteste în continuu. Și acum, pe timpul noi, guvernări, pot să fac proteste. Chiar zilele următoare o să ieșim la protest la primărie, ne gândim să ieșim la protest la Ministerul Justiției, iată ne-am organizat, se pare, pentru miercuri dimineață. Am protestat în continuu, am o grămadă de amenzi, am tot felul de dosare și pe timpul lui Plahotniuc. Nu mai reproșați ceea ce nu știți voi. Întâi documentați-vă și vedeți dacă e adevărat. Ce schimbări ai face în Chișinău dacă ai devenit primar? Întreabă Pavel Postovic. Am vorbit până acum și o să mai vorbesc în campania electorală dacă voi candida pentru funcția de primar al Chișinăului. Dacă nu, vedeți ce am vrut să fac când am candidat data trecută. Dar de ce nu vrei de la partidul nostru? Pentru că așa sunt eu, mofturos. Nu vreau cu Renato Usatăi într-un partid. Cam asta. Vladislav Apostol zice că mă susține și îi mulțumesc. 133 de oameni știu probabil că vreau să candidez. Încă nu am decis unde anume și cum. E clar că în Republica Moldova, că e clar că la alegerile din 20 octombrie, e clar că pe 20 august, când începe perioada electorală, va trebui să iau o decizie. Fie accept mariajul cu vreun partid și candidez la primăria Capitalei și primul pe lista lor la Consiliul Municipal, cum am făcut în 2016, 15, când au fost ultimele alegeri locale. Sau, cel mai probabil, voi candida independent pentru o funcție în Parlament în cele 3, 4, 5, câte se vor elibera până pe 20 august. Încă nu se știe exact ce vor prevedea legile, codul electoral sau regulamentele Comisiei Electorale Centrale. Deocamdată știu că e greu, chiar de strâns semnături ca să poți candida, mai ales dacă nu ești cu bani și nu ai susținerea partidelor și a mafiei. Și deci sunt pregătit pentru această provocare și știu că o să am mult de lucru și o să am nevoie și de voi, de participarea voastră voluntară. De aceea vă rog, rămâneți alături de mine, fiți pregătiți să mă ajutați cu idei, cu sfaturi. Na, logo-ul am, tot omul pe bicicletă. Dar o să am nevoie de oameni în grupul de inițiativă. Alex Bâclea încearcă să vorbească cu mine. E un adolescent de la Botoșani. Nu știu ce poate să spună el despre campania electorală din Republica Moldova, dar de ce să nu ascultăm omul dacă poate are ceva de spus sau de întrebat interesant. Oricum, poate măcar încearcă doar să intre vreodată în direct cu mine, cât de mult amenință și încearcă, dar până acum nu a reușit. În câți ani crezi că se va face unirea? Ce-ți spune intuiția? Dar oferă-ne și un răspuns rațional. Ion Chitoroagă, unirea nu e un panaceu, nu e soluție pentru toate problemele Republicii Moldova sau ale României. Unirea, mă tem, că nu se poate face de grabă, pentru că nu vrea populația Republicii Moldova și clasa politică a Republicii Moldova. Mă tem că nici clasa politică românească nu prea vrea, pentru că știe că vor fi mari cheltuieli pentru egalizarea economiilor celor două state.
Dar e foarte posibil că într-o zi mafiile de pe ambele maluri de Prut să zică că e mai rentabil să se unească și să facă o unire. Sau și mai grav, e posibil să se repete situația de acum 100 de ani, când am avea, eu știu, război la Nistru sau război în Sud sau război de secesiune din Găgăuzia, în Nord, la Briceni, la Bălți și tot așa, sau pericol extern. În așa condiții ca în 1918, e posibil să se facă unirea peste noapte prin voința partidelor, parlamentelor de la Chișinău și de la București, la fel cum s-a întâmplat acum 100 de ani, dar eu nu-mi doresc o astfel de unire. Eu cred mai degrabă în unirea dorită de populație, de oameni, în urma unui sau a unor referendumuri făcute și în România și în Republica Moldova. Totuși, să știți, nu mai cred că unirea poate să dea mâncare la găini și la căței și la măgari și la copii. Pentru unire trebuie lucrat, pentru hrănit căței, măgari, copii, tot trebuie de lucrat și nu 10-20 de ore pe zi, ci e mai bine de lucrat cu capul. Hai în Botoșani să fii primar. Alex Bâclea, știu când sunt alegerile locale în România. La noi nu s-a prea știut și iată se fac o întârziere. Voi candida și la alegerile locale din România? Nu cred că la Botoșani, dar nimic nu e exclus. Viața ei e imprevizibilă. Orice se poate întâmpla. Poate și tu până atunci ajungi vârsta cel puțin a alegătorului. Așa că ținem legătura cu botoșanii. Când societatea civilă se va implica cu adevărat? Da, dar societatea civilă, statul, cetățenii, suntem noi. Deci de noi depinde când vom trăi mai bine, atunci când ne vom lua soarta în mâini. M-aș bucura să fii primar de Botoșani, mai continuă să glumească, sper, Alex Bâclea, pentru că deocamdată țintesc funcția de primar în Chișinău, eventual într-un sector al Chișinăului, dacă se va scoate la mizat așa funcție, consilier municipal, deputat în Parlament, poate primar în vreo suburbie, vreo oraș de suburbie sau orice altă funcție publică pentru care am candidat până acum sau pentru care aș fi compatibil ca să aduc schimbări raționale, civilizaționale, să-mi manifest curajul de politician începător, amator, independent. Dar nu e musai, după cum vedeți, nu mor de foame și am ce să fac și știu ce am de făcut. Deci, chiar dacă nu voi fi lăsat să candidez, voi insista, voi da în judecată, voi face proteste, voi merge până la CEDO, chiar dacă voi fi lăsat să candidez și voi fi votat foarte slab, foarte puțin ca până acum, tot nu voi lăsa mâinile în jos și voi continua să vin cu platforme electorale, să mă implic, să aduc pe agenda drepturile omului, drepturile bicicliștilor, parcările și tot așa, pentru că îmi pasă și pentru că cred că lucrurile nu se pot schimba de la sine și nu poate să vină americanii să schimbe lucrurile, nu poate să vină rușii să ne schimbe lucrurile, ci lucrurile în jurul nostru, în țara noastră, trebuie să le schimbăm noi dacă vor să se schimbe înspre bine în interesul nostru. Altfel, ele se vor schimba în interesul clanurilor mafiote sau a intereselor străine care își doresc altceva poate decât noi aici. Am și salutări de la Galați, dar deja n-are rost să vorbim pentru că nu mai sunt întrebări și nu mai sunt doritori de a participa cu mine în dialog. De aceea mulțumesc tuturor pentru participare, așa modestă, poate pentru că e duminică seara și lumea nu s-a aștepta că pot să intru în direct. Până acum intram în direct de la ora 9, pentru că ziceam eu, îmi doresc o atitudine, o abordare, o politică nouă, dar iată, vin alegeri pe data de 20 și m-am gândit că de acum încolo, până la alegerile astea, pentru că iată, vedeți, întunică mai târziu, să fac discuțiile astea de la ora 20. În zilele următoare, probabil o să mai intru în direct, fie pe YouTube, pe canalul meu, fie aici pe Facebook sau pe profilul meu de Facebook. O să intru probabil de la ora 8, dacă nu sunteți împotrivă.
Mulțumesc încă o dată. Noapte bună!